Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să-ți povestesc un pic despre cât de eficient este guvernul PNL. Pentru că probabil că nu știați cât de eficient este guvernul PNL și o să vă explic eu acum în câteva cuvinte. Da? De când au preluat guvernarea, doar la Ministerul Dezvoltării, dacă nu mă înșel eu, a crescut numărul de angajați cu vreo 1200 de angajați. Doar la Ministerul Dezvoltării. Tot așa, cred că în ministere, în toate ministerele pe care le are guvernul, a crescut numărul de angajați față de guvernul anterior de la 36.000 la vreo 40.000, dacă nu mă înșel. Adică cu vreo 4.000 de oameni. Asta doar, cred că au trecut 8 luni de când a preluat guvernul PNL guvernarea. În condițiile în care ei spuneau că o să reformeze administrația, că o să reformeze tot, că o să facă, că o să dreagă, că o să... Da? Și domnii sunt foarte eficienți, adică, na, voi credeți că ăștia sunt altfel? Sau cum? Adică ieșiți în stradă oamenii atunci ca să dea jos PSD-ul și Ciuma Roșie ca să pună ictarașii galbeni. Că ictarașii galbeni sunt tot așa, adică nu sunt altfel. Mai mult, au crescut costurile administrației pe niște chestii pe care doar ei le știu. Bine, de înțeles, acum au și ei copii care trebuie angajați, asta să vedeți acum, după ce s-a terminat bacul și după ce se termină cu facultățile și termină oamenii facultățile, copiii, odrazlele. Să vedeți că ăia trebuie angajați și ei pe undeva, că nu știu să facă nimic, adică nu știu să facă nimic în viață. Am mai spus eu aici, mai am câteva filmulețe cu niște politicieni, care dacă ei de acolo din politică, habar n-au, deci sunt... De ce în viața reală, în economia asta reală, nu se descurcă? Era unul la un moment dat când discutam cu el, nu înțelegea de unde vin banii pe care îi fac eu. De unde vin banii? Adică dacă nu vin de la stat, de la fonduri UE, de la UE, de la draci, de la dăștia, el nu înțelege de unde vin banii. Asta este explicația pentru care guvernul PNL este foarte eficient. Da? Ei sunt mai rău ca aia la alții, doar că au un marketing mai bun, au plătit televiziuni și presă să nu se ia de ei și atunci că se ia de ei să se ia așa, să le scuture doar praful de pe cămașă și de pe umăr. Și cam asta e, adică noi tot proști suntem, pentru că noi tot din banii noștri îi plătim pe aia. Nu îi plătește nimeni altcineva. Eu cu tine, cu X, cu Y, că ăștia care mai muncim pe aici, în țara asta și mai facem niște bani legal, ăștia plătim angajările astea suplimentare. La un moment dat, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, era Raluca Turcan, una din alea două fufe de pe la PSD, care sunt vicepreședinți, care habar n-au pe ce lume trăiesc. Și era la o emisiune și îi spunea moderatorul că la Ministerul Dezvoltării s-au mărit numărul de angajați cu 1200. Și ea zicea, păi stai domne, că s-au mărit pentru că a fost criză sanitară. Păi ce treabă are, doamne, Ministerul Dezvoltării cu criza sanitară? Adică ea avea un text deja pregătit înainte, în cazul în care să ia cineva de creșterea salariaților din anumite ministere, o să spună, stai mă, că a fost criză sanitară, că a fost nevoie de medici, de asistente. Păi da, mă, dar nu acolo e problema, problema e la Ministerul Dezvoltării. Unde s-a mărit? La Ministerul Dezvoltării. Acolo sunt banii mulți. Da? Deci acolo e căcălău de bani care vine în România. Și de acolo se dau banii. Dacă mai țineți minte, mai era o fufă care era șefă la Ministerul Dezvoltării, o chema Udrea. Și care acum e miliardară în euro. Și a fost aplecată în Costa Rica, în Drajla, și acum s-a întors în țară. Da. Aștia sunt politicienii. Nu sunt albi, negri, roșii, galbeni, icteri, ciume. Sunt toți la fel. Pentru că nu fac altceva decât să migreze de la un partid la altul, să fure din bani publici și să bage cât mai mult în diverse buzunare. 1200 de oameni doar la Ministerul Dezvoltării și 4000 pe total în ministere. Dacă nu mă înșel eu, astea sunt cifrele. Nu sunt la virgulă, dar cam astea sunt. Ca să vă dați seama, doar în 8 luni de zile. Și n-au bani să mărească pensiile și n-au bani să mărească alocațiile copiilor. Nu, că acolo nu sunt ai lor. Că dacă erau ai lor, imediat, pac, pac. Cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe YouTube cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!